Bună ziua, domnule deputatul Leoreanu. Bună ziua. Mă bucur să ne revedem aici într-un cadru festiv. Acum, mai ales că odată cu schimbarea guvernului sunteți în tabăra de sus, câștigătoare. Cum se vede lumea politică, ca să avem așa o introducere în... Da, bună ziua, vă mulțumesc pentru că putem împreună să dialogăm în sprijinul orientării și informării cetățenilor din municipiul Roman și din comunele din Roman Metropolitan. A fost o luptă grea, nu a fost simplu. Lupta a început încă prin a stopa abuzurile care s-au încercat prima dată în justiție, apoi și cu dezechilibrele economice, ordonanța 114, ne aducem aminte de toate aceste nenorociri. Cred că chiar dacă suntem o minoritate în Parlament, pentru că PNL-ul are 20%, am reușit să fim o forță importantă, puternică și să devenim în ochii oamenilor, în ochii cetățenilor, un stâlp de rezistență pentru statul de drept, pentru parcursul pro-european al României și cred că acest lucru s-a văzut și din colaborarea celor trei pioni de rezistență, președintele României Klaus Iohannis, președintele PNL și actualul prim-ministru Ludovic Orban și, sigur, echipa parlamentară a Partidului Național Liberal. Ulterior a urmat moțiunea că nu mulți dădeau șanse de reușită, pe principiu că au mai fost moțiuni și toate au fost sortite eșecului. Iată că aceasta a trecut și investirea guvernului, unde și mai puțin dădeau șanse investirii guvernului, dar iată că Ludovic Orban a dovedit că este un politician de rasă, că este un om credibil și un om care a știut să negocieze cu forțele politice democratice din Parlamentul României, astfel încât că s-a creat o majoritate și, dacă vă aduceți aminte, a lucrat aproape farmaceutic. La moțiune a spus că vom avea 238 de voturi, am avut 237, deci foarte, foarte aproape, iar aici, la trecerea guvernului, a spus că vom avea între 237 și 243 și dacă n-am fi în România și am fi în Germania, ar putea să spună că aveam 240 de voturi și 240 de voturi pentru. Au fost niciunul împotrivă, guvernul este instalat, miniștrii sunt în funcție, numai că de acum nu trebuie să o privim ca pe o mare bucurie, ca pe o mare victorie și o mare glorie, dacă această victorie de etapă nu este dublată de rezultate, pentru că așteptările românilor sunt foarte importante. De altfel, în calitate de chestor al Camerei Deputaților, am coordonat, monitorizat activitatea de vot din Camera Deputaților, unde am avut plenul reunit a celor două camere, de și Senatul și Camera Deputaților, și am fost și cel care am avut în grijă, pază și instrumentare, urnele cu bile, am fost și cel care am numărat bilele albe, 240, am adus victoria cu această mânuță și la moțiune și la investirea guvernului. Așa cum spuneam, această etapă gata, s-a terminat. Dacă am putea face oricare asemănare cu filosofia din fotbal, un meci odată încheiat a devenit istorie. Ne pregătim pentru următorul. Această victorie a devenit istorie, guvernul Orban este instalat, parteneriatul președinte-premier, Klaus Iohannis, Ludovic Orban, este mai puternic ca niciodată. Tocmai de aceea trebuie să se întâmple lucruri bune pentru români. Și sigur că vom intra în discuție pe anumite puncte, dar vreau să spun din capul locului că deja miniștrii lucrează, primul ministru, de așa natură încât nici măcar să nu se vorbească, dar emite să se facă, să fie vorba despre tăieri de salarii, de pensii, reduceri de investiții. Nu ne dorim acest lucru și nu se va întâmpla acest lucru. Vom merge în a asigura stabilitatea, în a asigura o încheiere din punct de vedere financiar a anului 2019 într-o normalitate cu respectarea cifrei de deficit și de a pregăti legea bugetului de stat și legea bugetului asigurărilor sociale pentru anul 2020. Sunt niște provocări importante alături de nominalizarea comisarului
pentru Comisia Europeană și de asemenea împreună cu numirea magistraților la parchete, acolo unde de prea mult timp avem locuri libere și activitatea se desfășoară greoi sau cu sincope foarte mari. Deci doar câteva priorități le-am prezentat care trebuiau să se întâmple ieri. Și sigur că fiind o presiune foarte mare, guvernul are în atenție acest lucru și să facă de așa natură încât speranțele românilor să înmugurească chiar dacă suntem la început de iarnă și nu să se vestejească chiar dacă suntem la sfârșit de toamnă. Am văzut la investirea guvernului că președintele Klaus Iohannis n-a avut absolut nimic de spus în ce privește propunerile premierului Orban în numirile miniștrilor. Oamenii sunt pe specialitățile lor în cea mai mare parte, adică la externe e un om cu politică externă în spate multă. Dar recunoscut de toată clasa politică și de societatea românească, sigur că premierul desemnat la acea vreme, Ludovic Orban, a avut discuții cu președintele Klaus Iohannis și pe ministerele de forță, pe ministerele de linii, sigur că a avut și președintele un cuvânt de spus și așa mi se pare corect, pentru că prin Constituție are atribut, dacă vorbim la politică externă, unde președintele deja a dovedit că este un jucător de clasă la nivel mondial și un stâlp de rezistență în România, pentru că aduceți-vă aminte de derapajele care aveau loc atât din partea guvernului Dragnea cât și din partea guvernului Dăncilă. Zic guvernul Dragnea pentru că și guvernul Grindeanu și guvernul Tudose și guvernul Dăncilă au fost tot guvernul Dragnea, până la un moment dat la guvernul Dăncilă, la jumătate, când a simțit că i s-a aprins lumina, când a dispărut din peisaj Dragnea, și atunci a încercat să-și ia un aer de independență, dar nu numai că continuăm cu prostiile, dar chiar și redimensionându-le volumetric nesperat de rău. De aceea vă spun că președintele a reușit să țină România pe un parcurs pro-european, președintele a reușit să aducă o stabilitate și am să vă spun numai câteva argumente. Eu fiind la bază profesor de matematică, orice afirmație este puternică și valoroasă dacă în spate are demonstrații și experiență. Aduceți-vă aminte că atunci când din partea statelor membre a Uniunii Europene, din partea ambasadelor statelor occidentale, a importantelor instituții de menținere a statului de drept, aduceți-vă aminte despre aceste lucruri și că atunci președintele a intervenit, atunci președintele a căutat să aducă un plus de credibilitate pentru România și ne aducem aminte cu respect și chiar cu mândrie de vizitele pe care președintele le-a purtat în Franța la întâlnirea cu președintele Franței Macron, când într-o franceză impecabilă a purtat discuții în Franța. Apoi vizita purtată în Germania, desfășurată în Germania cu cancelarul Angela Merkel. Într-o germană impecabilă a purtat discuții. Apoi vizitele în Marea Britanie cu premierul de atunci Theresa May. Ca să nu mai vorbim de întâlnire cu cancelarul Austriei, cu președintele Italiei, cu prim-ministrul Spaniei. Și să ne aducem aminte de cele două vizite importante pe care le-a avut în America. Când pentru prima dată în istorie, pe parcursul unui mandat, președintele Statelor Unite, care e considerat cel mai ocupat și mai puternic om din lume, și-a făcut timp și a încercat să creeze un dialog cu cine? Cu Klaus Iohannis, reprezentantul României, a unui partener strategic și de încredere pentru Statele Unite, iar președintele a căutat să fundamenteze acest aspect. Toate aceste lucruri au făcut ca România să rămână pe parcursul european și să nu intre într-un derapaj major, pentru că Comisia Europeană ne-a atenționase că dacă se merge în continuare cu modificarea legilor justiției și ne aducem aminte cu ordonanța 13 când președintele într-o zi de 18 ianuarie 2017 a intrat în sediul guvernului la ședința de guvern și a arătat cei doi elefanți care se aflau în cameră când membrii guvernului nu voiau să vadă cei doi elefanți, cei doi elefanți fiind ordonanța
13 și ordonanța pe amnistie și grațiere și a rugat să nu fie introdusă pe ordinea de zi, lucru pe care l-a obținut atunci, dar pe urmă, într-o noapte, ei totuși au dat ordonanța, președintele atunci a făcut corp comun cu demonstrație cu cetățenii de bună credință din România și au fost mereu prezenți pe metereze pentru a susține statul de drept, până când, sub această presiune publică, guvernul a dat ordonanța 14 de a abroga ordonanța 13. Nu putem să uităm toate aceste lucruri. De asemenea, Comisia Europeană, când a văzut modificarea codurilor, codul penal, codul de procedură penală, a atras un semn de alarmă și a spus că România e posibil să intre în infringement, ceea ce însemna stoparea fondurilor europene pentru România. Atunci, președintele Iohannis a mers la Bruxelles și a spus că România și românii nu trebuie să fie sancționați pentru derapajele unui guvern incompetent și a unui guvern care este mânat doar de interese de grup și interese de persoană. Și a promis că va susține și va ține România pe drumul corect și drept. Lucru care s-a și întâmplat și România nu a avut tăiate fondurile europene. Să ne aducem aminte că președintele, în calitatea lui de mediator, în calitatea lui de a reuși să susțină respectarea Constituției și a avea un echilibru între forțele politice, a avut două succese prin a pune la masă toate forțele politice. Ne aducem aminte cu acel angajament pe care România îl avea în cadrul Alianței Nord-Atlantice, dar și în calitate de partener strateg, cu 2% din PIB pentru înzestrarea armatei. Era o chestie pe care președintele Americii Trump a solicitat-o imperativ la vremea aceea, spunând că America sprijină toate aceste state, dar și fiecare stat trebuie să facă ceva pentru această alianță. S-a intrat atunci în Parlament, președintele a solicitat la buget și a reușit ca să exercite această presiune pozitivă, astfel încât toate forțele politice să voteze să aloce 2%, respectându-și un angajament în cadrul acestei alianțe strategice nord-atlantice. De asemenea, președintele, în urma alegerilor care au avut loc europarlamentare, a sesizat disfuncționalitatea majoră pe care secțiile de votare, ambasadele și consulatele au perpetuat-o în străinătate cu prezența la vot al românilor din diaspora și a solicitat modificarea codului electoral. Mi-aduc aminte pentru că în acel moment eu am fost coordonatorul opoziției din Comisia Specială de Modificare a Codului Electoral, fiind și vicepreședinte acelei comisii, și am negociat în numele reprezentanților partidelor din opoziție care aveau un punct comun cele 5 puncte pe care președintele României le ceruse. Și ne aducem aminte la desfășurarea activității de vot pe parcursul a 3 zile, vineri, sâmbătă și duminică, pe extinderea perioadei de vot dacă la ora 21 mai sunt oameni în secții, la ușă sau la poarta locației unde este secția, până la ora 23 și 59 de minute, multiplicarea numărului secțiilor de vot din regiunile în care numărul de români este mai mare, multiplicarea cabinelor de vot și a ștampilelor în secțiile unde sunt înscriși pe liste mai mulți români decât în alte secții și în același timp votul prin corespondență. Sunt 5 puncte importante pe care președintele României le-a solicitat, pe care Partidul Național Liberal le-a dus în negocieri cu forțele politice democratice, pe care eu le-am negociat în calitate de vicepreședinte și negociator șef în cadrul comisiei pe aceste puncte și pe care am reușit să le trecem prin comisie toate 5, iar când am mers în plen să avem un vot majoritar dat din partea tuturor formațiunilor politice. Iată o nouă determinare din partea președintelui României. De asemenea, dacă vorbim pe partea de sisteme funcționale ale României, ne aducem aminte dezbaterea publică pe durată cu toate forțele din educație, profesori, personal didactic, auxiliar, nedidactic, ONG-uri, Asociația Părinților, Asociația Elevilor, prin care președintele, profesor fiind la bază,
a gândit și a avea acest argument că o societate poate fi cu atât mai evoluată, mai civilizată și prosperă, cu cât avem la bază o educație a întregii societăți bine structurată. Și acest proiect România Educată vine în urma unei consultări și creează, dacă vreți, o perspectivă pentru dezvoltarea învățământului românesc până în anul 2032. Ceea ce este un lucru foarte important, o preocupare a președintelui prin ceea ce îi revine pe Constituție. Și am vorbit aici de politică externă și am explicat cu tot ceea ce s-a întâmplat și cu influența președintelui în străinătate. Am vorbit despre ordine, siguranță și apărare și am vorbit aici despre influența pe care președintele a avut-o și o are în cadrul NATO privind bine conturarea României ca un partener strategic de încredere, dar și creșterea prezenței americane în zonă. Ne aducem aminte că avem trei piloni de rezistență. Vorbim de baza de la Mihail Cogălnicianu, vorbim de baza de la Deveselu și baza aeriană de la Turda, unde avem avioanele F-16. Un triunghi de forță care în perioada următoare sunt mai mult sigur că prin discuțiile și prin atributul pe care l-are președintele va căpăta o redimensionare pozitivă într-un context geopolitic, dar și strategic dificil pentru România. Hai. Pentru că dacă ținem cont că România este statul aflat pe granița Uniunii Europene și Alianții Nord-Atlantice și privim ce se întâmplă în jurul nostru, începând de sus din nord-nord-est, cu conflictul ucrainian-rus, care se pare că capătă noi dimensiuni prin ceea ce se pregătește în acest moment. Apoi, dacă coborăm în est, în Republica Moldova, conflictele mocnite cu zona Transnistria, dar în același timp ceea ce s-a întâmplat în plan intern, acum la alegerile de acolo, unde prorușii împreună cu formațiunea PDM-ul al lui Plahotniuc creează o plasă de rezistență împotriva pro-europenilor. Și sigur că România trebuie să joace un rol important și să nu uităm că Klaus Iohannis, președintele României, a fost cel mai bun ambasador al Republicii Moldova la Comisia Europeană atunci când a susținut că Moldova trebuie să fie încadrată pe un parcurs european, trebuie să fie sprijinită și în același timp discuțiile pe care le-a avut la acea vreme, când lucrurile au intrat într-o trepidație majoră în Republica Moldova cu transferul de putere, când a avut întâlnire atât cu președintele Dodon, cât și cu premierul de mai târziu Maia Sandu și când a reușit să negocieze, să poartă discuții astfel încât transferul de putere să se facă într-o zonă de liniște și pace, pentru că un conflict major putea să ducă către un război civil sau către o prăbușire economică a Moldovei. Lucruri foarte importante. Iată rolul unui președinte responsabil care are în atenție și care are ca prioritate Republica Moldova. Dacă coborâm mai jos din Republica Moldova în partea de sud-est, ajungem în Crimea, care se află la câțiva zeci de kilometri în linie directă pe mare, unde vedem că înzestrarea militară rusească capătă noi dimensiuni, unde vedem că cel mai mare portavion din lume deja este pregătit să fie lansat la apă, unde bazele militare sunt înzestrate și sigur că acest lucru trebuie să ne pună în gardă. Iar dacă coborâm și mai jos în sud, avem conflictul turcu-sirian, unde vedem că de asemenea Turcia și-a luat chiar în cadrul NATO o anumită atitudine mai rebelă, ca să nu spunem altfel. Deci dacă ne uităm în jurul României, se află o seceră pe care avem punctate conflicte existente sau conflicte ce pot izbuni în orice moment. Iată rolul important pe care un președinte de țară trebuie să-l aibă în a previziona, în a căuta sprijin, în a căuta colaborări, în a aborda cu seriozitate și nu cu diletantism, o atitudine constructivă de siguranță și de securitate pentru România. Cu condiția ca acest președinte să fie unul responsabil, cu capul cu umeri și să aibă diplomația la el. Sigur, da. Altfel nu se poate. Pentru că în momentul în care discuți cu principalele forțe europene, cu principalele forțe mondiale, trebuie să fii și recunoscut ca partener. Nu poți să trimiți un păcălici la masă cu forțele importante din lume. Iar președintele Klaus Iohannis a dovedit acest
lucru. Prin întâlnirile pe care le-am amintit și de la Bruxelles, și de la Berlin, și de la Londra, și de la Madrid, și de la Paris, dar sigur și din Washington DC. Iată lucruri foarte importante care arată că președintele Iohannis este, dacă vreți, stâlpul de încredere pentru societatea românească și în același timp un partener corect pentru țările din Uniunea Europeană și din zona nord-atlantică, ceea ce de altfel l-a și poziționat în încrederea românilor, după cum vedem cu toții pe locul întâi, și ați văzut ultimul sondaj IMAS și mă refer la acesta și nu la altele, pentru că acesta a fost care a dat cel mai apropiat scor la europarlamentare. Restul au căutat să creeze așa o anumită turbulență în societatea românească. Dar IMAS-ul a dat un scor atunci de foarte apropiat, iar în momentul de față îl anunță pe președintele Iohannis, care se apropie de 47% cu cea mai mare încredere și cu intenție de vot a românilor, următorul fiind undeva în jur de 16%, pe urmă 14% și 12%, oameni care se arătau cu foarte mult aplomb la începutul campaniei electorale și peste care vedem că încetul cu încetul se așează liniștea din diferite motive pe care nu vreau să le discut eu aici, pentru că nu vreau să fiu nici avocatul, nici procurorul candidaților, contracandidaților președintelor Iohannis. Lumea a văzut, s-a informat și a tras concluzia care era de tras. Președintele Iohannis merge mai departe pe acest drum. Eu sunt convins că va ieși cu un scor foarte bun în turul întâi, iar în turul 2, sigur că de asemenea va obține din nou acest mandat de președinte pentru încă 5 ani, când sperăm să treacă la o nouă etapă, de la etapa de rezistență, de la etapa de luptă împotriva unui segment de români care aveau o altă intenție, nu de dezvoltarea României, nu de păstrarea României pe drumul pro-european, ci o apropiere mai mult către est, înțelegeri de culise, de grup, nu o să uităm niciodată zbaterile care au fost cu Belina, cu offshore-urile, cu anumite sume transferate și așa mai departe, lucruri care sunt în instrumentare și care nu este obiectul nostru de discuție, dar nu putem uita aceste lucruri. Președintele trebuie să treacă de la o rezistență purtată împotriva PSD-ului, a guvernării PSD, care efectiv nu a adus nimic bun pentru România. Ne aducem aminte cum în campania electorală promiteau peste 350 de km de autostradă și la sfârșitul guvernării s-au lăudat cu 22, după ce în această primăvară președintele Cuc, care a fost și adoptat aici în Neamț, adus de președintele PSD-ului pentru a crea un plus de imagine, dar care din păcate cred eu că a prăbușit-o cu totul, anunța, așa cum vă spuneam, în primăvară înainte alegerilor europarlamentare, că până la sfârșitul guvernării PSD, până la sfârșitul acestui an, vor inaugura 180 de kilometri, din aceștia 180 s-au reușit 22. De altfel, nici nu putea să se reușească 180 când șantiere în desfășurare pentru autostrăzi erau doar pe circa 100 de kilometri. Cum să inaugurezi 180 când tu nu ai șantiere decât peste 100? Noi am spus la acest moment, s-a dovedit, din păcate am avut dreptate, spun din păcate că ca român pur sânge mi-aș fi dorit și eu să am mai multe autostrăzi, să pot să merg și eu la București pe autostradă sau să pot să plec spre Cluj pe autostradă și nu să ne înfiletăm ca hol șurubul pe munții Carpați. Din păcate acesta este adevărul. Avem o guvernare PNL, acest guvern nu trebuie fericit deloc, acest guvern este încărcat de o mare responsabilitate și de o dublă încredere și speranța românilor în același timp și trebuie să apuce foarte serios de treabă și să dovedească că ceea ce a spus înainte din opoziție poate să pună în practică acum aflându-se la putere. În momentul acesta și ați cel puțin dumneavoastră membrii PNL, veți avea și președinte și guvern pentru perioada următoare. Încă nu știm cine va fi președinte pentru că alegerile încă n-au început. Dacă nu știți, eu vă spun, va fi Klaus Iohannis garantat. Atunci președintele și guvernul vor fi ai dumneavoastră. Da. Da? Există unele mici îngrijorări în spațiul public exact legate de povestea asta. Și președintele, și primul ministru, și guvernul sunt peneliști. Nu se creează un pol al puterii care să dezechilibreze cumva...
Se poate crea un pol care să dezechilibreze atâta timp cât este intenție rea. Dar atâta timp cât este intenție bună, și o să spuneți, dar de unde știm că, cât este intenția asta de bună? Păi o avem dovedită în ultimii ani. Gândiți-vă că din 2012 PSD-ul se află la guvernare. Începând cu guvernul domnului Ponta, urmând cu guvernul domnului Cioloș, pe care l-au susținut în Parlament, că altfel n-ar fi trecut în Parlament, urmând cu guvernul domnului Grindeanu, apoi guvernul domnului Tudose și guvernul doamnei Viorica Dăncilă. De 7 ani acest partid se află la putere. Mai ales în ultimii 3 ani a fost o luptă acerbă, în forță, pentru respectarea statului de drept, pentru a nu schilodi legile justiției, pentru a salva un om sau un grup de oameni de la infracțiuni pe care le-au făcut, pentru a-și crea avantaje economice. Nu uităm 114. Nu uităm dezechilibrele macroeconomice care s-au produs, nu uităm creșterea fără precedent a inflației, a roborului. Aduceți-vă aminte ce scandale erau pe televiziune acum câteva luni, când se vorbea de robor și era cearta cu Teodorovici, cu Zamfir, cu președintele Băncii Naționale, Isărescu, cu acuze de la unii la alții aruncate precum pincea de ping-pong, dar de suferit sufereau românii, pentru că roborul influența dobânda și le creștea costul acelor credite. Deci, atâta timp cât ai un președinte bine intenționat, care este recunoscut în lume, care este respectat pentru ceea ce duce ca idee și contribuție la NATO, la UE, atâta timp cât ai un prim-ministru care s-a zbătut cu toate puterile cu această hidră pesedistă, cu modificarea legilor, gândiți-vă că președintele României, ca să mai spunem și atributul pe care l-a avut pe respectarea Constituției, a sesizat la Curtea Constituțională 75 de proiecte de lege au fost sesizate la Curtea Constituțională, fiind președintele cu cel mai mare număr de proiecte sesizate. Din acestea, rata de succes a fost peste 70%, fiind de asemenea președintele cu cea mai mare rată de succes în contestarea depusă la Curtea Constituțională și în dreptatea pe care a primit-o în urma sesizării la Curtea Constituțională. Cu toate că și în Curtea Constituțională sunt lucruri de discutat vis-a-vis de componența aici, de votul politic care se dă de acolo. Cu toate acestea, președintele a avut dreptate în peste 70% din cazuri, ceea ce a reușit să pună o frână în fața derapajilor legislativului, acolo unde majoritatea PSD-istă este la un nivel în care, ca să mă înțelegeți, dacă lipsesc 100 de parlamentari, PSD nu se cunoaște. Deci ca să aveți dimensiunea în acea mare roșie din Parlament. Cu toate acestea, noi parlamentari PNL, împreună cu parlamentarii din opoziție, USR, PMP, UDMR, am ALDE în ultima vreme, când au văzut că PSD-ul le-a dat-o peste ochi și s-au trezit din acel coșmar în care erau căzuți, iată că lucrurile au căpătat o anumită substanță și rezistență. Păi sigur că aceste lucruri deja demonstrate dau credibilitate președintelui, dau credibilitate primului ministru. Sigur că ne dorim președintele Iohannis să fie ales și îndemn pe români, îndemn pe romașcani, îndemn pe cei din jurul romanului, că dacă Europa îl respectă pe președintele Iohannis, dacă Statele Unite îl respectă, dacă forțele mondiale îl respectă pe președintele Iohannis, dacă Comisia Europeană, dacă Comisia de la Veneția îl respectă, atunci cum noi românii să nu respectăm președintele nostru? Un om care a dovedit bună credință și susținerea puternică a statului de drept. Cu atât mai mult, premierul Ludovic Orban a dus o luptă sistematică și o luptă susținută cu PSD-ul și cu modificările pe care le-a făcut PSD-ul. Nu a fost seară să nu-l avem și să constatăm această luptă. În momentul în care avem un președinte de bună credință, avem un premier cu un guvern competent care dorește să facă lucruri pentru români, vom avea alegerile la locale și bunul Dumnezeu ne va sprijini și ne va arăta împreună cu romașcanii să păstrăm această administrație liberală. Pentru că dacă nu, eu le aduc aminte ce se întâmpla în urmă cu 12 ani în Roman, cum erau vândute pe la colțuri suprafeții de teren să facă chioșcuri, cum erau date taxiurile pe sume de bani când anumiți funcționari făceau traficul de influență și așa mai departe.
poate lucrurile nu s-au desfășurat tot timpul cum și-au dorit romașcanii, dar au mers în sus. Uneori, pentru că ținești de abilitatea fiecăruia și de forța fiecăruia, uneori poate au mers mai abrupt, alteori un pic mai inclinat, dar de fiecare dată au mers, nu s-au întors în jos. Ori de pe această poziție, cu președinte, cu premier, cu administrații PNL, și sperăm în toamna viitoare să avem și o majoritate PNL, eu cred că Roma nu poate să înregistreze așa cum a făcut-o în urmă, în ultimii 10-12 ani, o nouă dezvoltare, 4-5 ani în care să dăm o forță, să contribuim cu toții și să împingem Romanul mai sus, comunele din jurul Romanului mai sus. Romanul deja a devenit un centru logistic, Romanul deja a devenit un lucru important, să știți că foarte mulți oameni și în București și în țară vorbesc frumos de Roman. Avem și noi unii pe aici și unii mai cățălesc pe lângă gard, știți cum e cățelul pe lângă gard când vede mâța dincolo și mai latră. Dar trebuie să lăsăm că asta e spiritul democrației, fiecare voce e importantă, pentru că unul dacă spune 10 lucruri deștepte, dar nu neapărat realiste, poți să iei de acolo unul, două și să le folosești. După cum și unul dacă spune 10 tâmpenii, poate găsești acolo un lucru bun să te trezească și să te ducă pe un drum bun. Dar lucrurile dacă sunt bine așezate și structurate, eu vă spun, este o mare șansă pentru Roman, mai ales că de anul viitor, pe parcursul a 4 ani, nu vom avea nicio alegere. Vom avea 4 ani doar de determinare, de muncă, de implicare, de construcție. Iar eu îmi doresc foarte mult acest lucru pentru Roman. Să nu credeți că eu n-am avut ocazia sau activitatea pe care o desfășor la București sau pe poziția pe care o am în partid în calitate de vicepreședinte a Partidului Național Liberal la nivelul României, în calitate de chestor, în calitate în conducător, membru în organul de conducere a Parlamentului. Fac parte în calitate de chestor din cei 11, cum într-o instituție este Consiliul de Administrație sau Consiliul Local la Roman, așa Parlamentul este condus de Biroul Permanent. Eu sunt membru în Biroul Permanent, în cei 11 care decid activitatea acolo. Sunt chestor care coordonează, monitorizează și conduce activitatea, organizarea activității din Parlament. Să nu credeți că de pe această poziție nu am avut oferte și să rămân, să mă mut definitiv în București. Nu am putut să fac acest lucru. Pecetea mea este mistrețul cu colț de argint, aici întipărită în suflet, în inimă, și oricând vin acasă cu drag și cu nerăbdare și oricând vreau ca Romanul să meargă mai departe. Dar sigur că este un moment, pentru că să știți că acolo când se iau rezultate la nivel național, anumite influențe pozitive se dau și funcție de rezultate. Păi dacă Clujul sau Timișoara ia 60 sau 65% la alegeri, e clar că o să primească proiecte de alte fonduri față de un oraș care ia 20% sau o comună care ia 15%, care nu știu dacă va primi să pună piatră pe drum, pentru că contează și acest lucru când susții și să creezi o societate determinată, că o să ziceți, da, politicul influențează, da, politicul influențează și oriunde în lume, nu numai în România. Dar noi avem o perspectivă bună și perspectiva asta nu trebuie să o ratăm. Roma nu poate să fie din nou un punct de forță pe harta României. Deci ca și concluzie și rămânând în același spectru, în același spectru de discuții, mesajul dumneavoastră pentru romașcani în ceea ce privește alegerile este indubitabil, este sub nicio formă altul decât acela Klaus Iohannis, președinte al României pentru încă 5 ani. Klaus Iohannis trebuie să treacă de la etapa de președinte de rezistență și de menținere a statului de drept, a unui președinte care să consolideze poziția României în lume, care să susțină dezvoltarea economică a României, credibilitatea României, astfel încât să avem investitori strategici. Iată discuțiile inclusiv pe care le-a avut în America, a avut două componente, componenta pe securitate națională și componenta pe relansare economică. Vorbim aici de resursele pe care le avem în Marea Neagră, este vorba să avem o exploatare corectă din care România, ca deținător acestor resurse, să-și tragă partea leului. Este foarte important, pentru că bătaia se dă aici, între Rusia și America. Da? Vorbim de Exxon și de Gazprom. Este foarte important să fim tratați ca parteneri corecți și egali și să nu fim tratați ca și vasali. Și sigur că președintele Iohannis poate și-a făcut acest lucru și îi îndemn pe români, pe romașcani, pe cei din Roman Metropolitan, aveți încredere în mine, aveți încredere în președintele Iohannis, aveți încredere în premierul Ludovic Orban. Toate aceste lucruri pot reprezenta o nouă oportunitate pentru România, o nouă oportunitate pentru Roman, pentru Moldova și pentru neamți. Am câteva proiecte pe care le voi susține
până la sânge. Autostrada Unirii, guvernul trebuie să aibă determinare să demareze lucruri ca acest fapt să se întâmple. Mă interesează canalul Siret-Bărăgan, o lucrare de investiție care asigură nu numai irigarea pentru Bărăgan, dar și o supapă de reglaj pentru perioada inundațiilor pe Siret și deși pe Moldova care se varsă în Siret și sigur proiecte importante de desfășurare, dezvoltare a infrastructurii, spitalul regional de la Iași, un spital să avem cum e cel de la Viena în care oamenii să poată să meargă inclusiv din Roman pentru complicații grave la un spital adevărat, dar și dezvoltarea infrastructurii de educație, de sănătate, rutieră, CFR în municipiul Roman și în zonă. Toate aceste lucruri le putem avea având o nouă șansă prin oameni puternici, președintele Iohannis, premierul Ludovic Orban, noi de aici, de la Roman, care nu uităm niciodată de ne-am plecat. Așadar, pe poziția întâi, Ludovic Orban, iată că este și predestinat prin tragere la sorți, se află pe buletinul de vot, Klaus Iohannis, președinte încă 5 ani în România. Doamne ajută! Domnule deputat, vă mulțumesc foarte mult, mult succes la alegerile care se apropie și așteptăm să vă luăm interviul de după alegeri când ne veți face marele anunț. Doamne ajută, să fim sănătoși și până atunci să reușim să facem lucruri bune pentru români, pentru moldoveni și pentru nemțeni și să nu uităm pe romașcanii mei cei dragi. Dumnezeu să binecuvinteze Romanul și pe romașcani.